Hai să vă arăt un burger super bun făcut acasă. În primul rând trebuie să tăiem chifla, că altfel n-avem unde băga burgerul. Am tăiat niște salată iceberg, fain, frumos și mărunt. După care în tigaie eu pun carnea doar cu un pic de unt și pun sare pe ambele părți. O întorc tot la 30 de secunde, foc mediu, nu foarte tare, ca să nu se curbeze. Apoi o verific cu termometru, 70 de grade pentru copii, 65 pentru mine. Imediat după tigaie puneți brânză pe ea dacă vreți. Sos cu maioneză și ketchup, au venit ajutoarele în fometate să participe la efort. Am tăiat niște roșii, peste roșii musai să puneți sare, varză murată și întâi mănâncă copiii, după aia mănâncă bucătarul șef. A meu e cu gorgonzola și fără murături, uitați numai ce suculent îi, excelent, vă recomand metoda asta. Cuțitul Samurai e foarte bun, îl găsiți în magazinele Altex.